Bună ziua și bine ați venit la Autoreport, singura emisiune autocompletă din România. Venim cu un raport complet după un test de o săptămână cu Tesla Model Y, cel mai bine vândut model din lume. La știrile zilei aflăm de ce ne luăm adio de la salonul auto de la Geneva. La rubrica testul emisiunii primim un superb exemplar de mașină electrică Hyundai Ioniq 6. La Business Report aflăm dacă transportatorii pot aplica noua directivă UE de înverzire a flotelor. Comisia Europeană cere tot mai multe camioane electrice pe drumuri, dar costurile pentru a implementa aceste cerințe sunt imense. Tesla Model Y a sosit la testele noastre în forma long range și cu tracțiune spate. Am petrecut o săptămână cu cea mai bine vândută mașină din lume. Salut și bine ați venit la Autoreport. Taman am luat la test noua Tesla Model Y long range. Sunt la 68% baterie. Am plecat pe autostradă să vedem dacă putem să facem naveta la Ploiești cu această mașină electrică. Este primul nostru test cu un model Tesla pe care îl filmăm și pornim, după cum v-am spus, pe autostradă. Mașinile demo de la Tesla au viteza limitată undeva la 140 de km pe oră, deci e clar că n-am cum să sec bateria foarte mult, nici dacă vreau. N-am cum să iau radar, nici dacă vreau. Și ne vedem la finalul săptămânii pentru a vă spune mai multe despre această mașină, cum ne-am descurcat, dacă ne-a plăcut sau dacă nu ne-a plăcut, și să vedem câteva rapoarte de consum de combustibil, mă rog, consum de electricitate, vechile automatisme ale meseriei. Vom face niște calcule și vedem cât ne costă să mergem 100 de kilometri cu o Tesla. Asta dincolo de prețul de achiziție, pe acela nu mai luăm în calcul. Luăm în calcul decât curentul, prețul curentului și cât mă costă să merg cu această mașină. Revenim și veți vedea în detaliu mașina. Am promis că o să vin la finalul testului cu această intervenție și să vă povestesc câteva cuvinte despre Tesla Model Y și cum mi s-a părut. Am fost până acum cu această mașină de 3 ori pe ruta București-Ploiești cu mai multe învârteli în zonă. Am ținut mașina undeva timp de o săptămână și am întâlnit aproape toate condițiile, de la ploaie, caniculă. Am folosit aerul condiționat, iată acum este pornit. Am mers la cele două supercharger din București, de la cele două moluri, și vă putem da o impresie completă din primul nostru test cu Tesla Model Y, cel mai bine vândut model din lume, cel mai popular model Tesla și mașina care s-a bătut anul trecut cu Dacia Sandero pentru titlul de cea mai bine vândută mașină din Europa și într-un final a câștigat. Haideți să vă spun un pic despre partea de autonomie. Mai avem 31% baterie, aerul condiționat pornit, un stil de condus cât de cât sportiv, 160 de km autonomie, mă îndrept spre București, sunt undeva în nordul Ploieștiului și ce să vă spun, avem un SUV imens
Știu că nu se vede pe din afară, designul este în așa fel făcut încât să nu pare o mașină mare, dar observ că este o mașină destul de mare atunci când o parchezi. Avem foarte mult spațiu, atât în portbagaj, cât și în franc, mă rog, portbagajul din față, așa se numește. Avem spațiu suficient pentru 5 persoane, iar locul de aici din zona șoferului este, cum să vă spun eu, imens și destul de bine gândit ergonomic. Viteza se schimbă de undeva de aici, mă rog, în stilul american sau stilul Mercedes sau ce am văzut că și cei de la Renault au pus pe Austral. Avem aici schimbătorul de viteze, avem în partea asta alaltă un satelit care comandă tot de la ștergătoare și până la semnalizatoare și restul se controlează din tabletă și aceste două joystick-uri. Totul de la deschiderea portbagajului, reglarea oglinzilor, plierea oglinzilor și multe alte comenzi, totul se reglează din aceste două joystick-uri de pe volan și din această tabletă. Alte funcții pe care le-am descoperit în această săptămână și credeți-mă că sunt puține funcții pe care am reușit să le descoperim, ele sunt mult mai multe, au fost inclusiv că această mașină îți oferă un spectacol de lumini, deschide ușile, închide ușile și inclusiv jocuri. Dacă n-ai acasă o consolă de jocuri cu volan și pedale, poți folosi această mașină ca și consolă de jocuri. Înțeleg de ce aceste mașini au devenit atât de populare. Oferă putere instant, dar se bazează pe o rețea de supercharger care merge foarte, foarte bine. Am putea spune că rețeaua lor de supercharger merge ceas. Efectiv, la prima încărcare, de la 29% baterie până la 100%, am stat vreo 50 de minute și cred că mașina totuși s-a încărcat în 40 de minute. Eu zăbovind totuși la un mic dejun și o cafea. A doua încărcare a durat 20 de minute și a fost de undeva de la 40 la 70%. Și tot așa, a fost ca o pauză de cafea pentru mine. Ce vă pot spune este că acesta este un long range. Autonomia reală, deși consumul este mai mare decât la Tesla Model 3, pentru că evident mașina este mai mare și mai puțin aerodinamică, vă pot spune că autonomia reală este undeva în jurul la 500 de kilometri. Și haideți să vă spun câteva cuvinte despre partea de performanță. 350 de cai putere, 340, scuze, de cai putere și un cuplu maxim de 450 de Nm disponibil instant. Inutil să vă spun că această mașină poate ajunge de la 0 la 100 în 5,9 secunde, iar viteza maximă este aceea, să-i spunem, de hot hatch, undeva la 214 km pe oră. Bineînțeles că pe autostradă consumă mai mult decât PDN. PDN consumă aproximativ la fel de puțin ca în oraș, dar este o mașină demnă de luat în seamă. Și acum înțeleg de ce compania Tesla are acest succes și s-a așezat confortabil în vârful ierarhiei producătorilor de mașini electrice. Un interior destul de simplu, niște lemn, niște materiale destul de plăcute la atingere, un torpedo un pic mai neconvențional deoarece se deschide de aici din tabletă, avem spații de stocare multiple. Aici spațiile de stocare din consola centrală sunt imense,
poți ascunzi o groază de chestii, de la obiecte, documente, tot felul. Două porturi de încărcare wireless pentru telefon, este prima dată când văd așa ceva pe o mașină. Avem o cotieră imensă, două suporturi pentru pahare și nu și suporturi mari pentru sticle, dar foarte, foarte multă tehnologie pe această tabletă, care, sincer, și la fonturi și la design seamănă cu un iPad, dar putem vedea mașinile parcate, mașinile din față, bicicliștii, pietonii, efectiv nu-ți rămâne niciun unghi mort dacă combin cumva oglinzile cu această tabletă și e suficient de atent să te uiți, să ai un câmp vizual destul de deschis. Această mașină și drumul cu această mașină nu te va surprinde cu nimic. Iată că recunoaște și acest stâlpișor de pe trotuar. Este o mașină, din punctul nostru de vedere, pe care am cumpărat-o, dar să vedem cât de mult în România ține pasul infrastructura pentru a implementa aceste mașini electrice chiar peste tot. Aceasta a fost Tesla Model Y. Revenim și cu alte modele interesante. Organizatorii salonului auto de la Geneva au anunțat că ediția din 2025 a evenimentului nu va mai avea loc. Expoziția tocmai revenise în calendarul internațional din 2024 după întreruperile cauzate de pandemie. În ciuda faptului că ediția de relansare din februarie 2024 intenționa să se repoziționeze și să perpetueze cunoscutul și apreciatul salon internațional de automobile de la Geneva după o absență de 4 ani cauzată de pandemie, Consiliul de Administrație al acestui salon important a constatat că sunt prea multe incertitudini în viitorul pieței auto și că atractivitatea acestor saloane a cam scăzut. În acest context, organizatorii evenimentului consideră că decizia de a nu mai organiza ediția din anul următor este una responsabilă. Constatând imposibilitatea de a atinge obiectivul statutar, Consiliul de Administrație va solicita oficial autorității cantonale de supraveghere a fundațiilor autorizația de dizolvare a entității. Această decizie vine ca urmare a recunoașterii faptului că actualele condiții de piață din Europa nu mai sunt favorabile succesului edițiilor viitoare. Totuși, anularea aparent definitivă de această dată a expoziției de la Geneva nu oprește eforturile de a organiza evenimentul similar de la Dubai. După ce în vara anului 2022 au decis să organizeze ediția din 2023 a Salonului Auto Internațional Geneva la Doha în Qatar, organizatorii se anunță gata de a continua măcar această variantă a expoziției, culmea păstrând și această titulatură de loc adecvată. Din 1905, Salonul Internațional de Automobile de la Geneva a fost adesea considerat o trambulină pentru viitorul mobilității. GIMS, cum este cunoscut el în Europa, este unul dintre cele mai importante saloane auto din acest continent și unul dintre cele mai prestigioase și influente din lume, evidențiat prin frecvența sa anuală și prin neutralitatea teritorială în lupta dintre mărcile auto. La apogeu, peste 120.000 de metri pătrați de hală și 120 de expozanți în cele două zile de presă și de peste 600.000 de vizitatori pe parcursul expoziției. A doua mașină electrică prezentată azi este un model interesant. Hyundai face pași repezi în ceea ce privește mobilitatea electrică și acest model superb este un reper important. IONIQ 6 are multe calități, dar și foarte multă tehnologie avansată. Suntem într-o zi de vară toridă, 30 de grade afară, 30 de kilometri limita aici și, cum nu-mi place mie, trebuie să testez pe canicul o mașină electrică. Să vă spun și de ce nu-mi place să testez pe canicul o mașină electrică, pentru că o mare parte din consumul de energie îmi va arăta la finalul testului că a fost irosit pe climatizare și pe menținerea unei temperaturi cât de cât agreabilă în interior. Ok, m-am pregătit,
sunt în pantalon scurt. Haideți să testăm electrica Ioniq 6. O mașină superbă din punct de vedere al designului, superbă din punct de vedere tehnic. Aș avea de reproșat un pic că designul acesta interior senzațional și foarte, foarte bine integrat în tehnologiile actuale merita niște materiale mult mai moi pe partea de jos, dar asta este cu tot o altă discuție. Dar haideți să discutăm despre eficiență. Mai am 50% baterie, 263 autonomia real. Aici temperatura în habitaclu am setat-o undeva la 17 grade Celsius și am pornit cu încredere la acest test cu Hyundai Ioniq 6. Cu încredere că această mașină poate. Poate să ofere o autonomie destul de bună, poate să ofere destul de multă putere, suficient de mult control și spațiu în interior de limuzină, nu de clasa medie, ci de clasa executive. Avem, după cum vă spuneam, foarte mult spațiu în interior, foarte mult spațiu pe bancheta din spate și un portbagaj mai mult decât generos. Toate acestea fără a se face sacrificii din punct de vedere al designului. Pe spate o să vedeți două eleroane, toate te duc cu gândul la Porsche. Acele stopuri pixelate, cu pixeli foarte mulți și foarte mici, pe care le-ați văzut și la Hyundai Ioniq 5 și care au devenit o semnătură pentru vehiculele electrice de la producătorul corean. Avem o baterie de 77 de kWh. Nu avem tracțiune integrală, există și versiunea cu tracțiune integrală, dar acum conducem versiunea de 299 cai putere. 299 cai putere, un cuplu impresionant și un consum de 15,5 kWh la 100 de km cu aerul condiționat pornit, cu telefonul la încărcare și în condițiile unei viteze de oraș sunt undeva la 50-60 de km pe oră. Nu am unde să mă duc mai în față, că na, este o coloană de mașini, dar am venit cu această mașină pe DN. O să mă întorc pe autostradă, nu am încărcat-o deloc și sunt ferm convins că o să mai returnez această mașină cu minim 130 de km autonomie la București. Avem un consum atât de eficient pe această mașină, încât consumul de pe Dacia Spring pălește, iar Dacia Spring este o mașină care nu e nici măcar cât celula acestui habitaclu. Avem toate informațiile afișate aici, avem și câteva butoane, nu doar o tabletă simplă ca la Tesla. Avem un instrumentar de bord, ceea ce îmi place mie, care arată senzațional. Am pornit și radioul. Avem și foarte multe camere. Avem ajutor la parcare, iată, la această viteză văd unde se află vehiculul din spate, unul foarte wide și un afișaj apropiat de camerele cu care filmez, adică o fidelitate foarte bună. După cum v-am spus, încălzire, răcire în scaune, reglarea temperaturii, mașina poate ieși din parcare singură doar pe baza comenzilor din cheie, fără să te afli în interiorul mașinii. Asta e o chestie pe care grupul Hyundai Kia a adoptat-o destul de recent. Și ce este cel mai important este că această mașină a ajuns și a fost numită mașina anului în anul lansării, adică anul trecut, în 2023. A fost numită mașina anului acolo unde chiar contează acest titlu, în America, pentru că a avut o concurență destul de serioasă și nici măcar nu este brand americane. Acolo a impresionat-o specialiștii și a luat acest titlu și acum înțeleg de ce. În primul și în primul rând, eficiența energetică a mai scăzut, am ajuns la 15,4 kWh pentru că am mers destul de cu minte și, bineînțeles, ați mai văzut, că ați văzut și la Kia e-Niro, care e parte din același grup,
avem padele care, mă rog, fac să recuperez mai multă sau mai puțină energie la frânare după preferințe. O dinamică foarte bună, mașina este și ea destul de joasă, bateriile sunt și ele foarte jos și bineînțeles că stă foarte bine pe asfalt, stă foarte bine și în curbe, stă foarte bine și în preț, pentru că m-am uitat la preț și am rămas surprins. Concurează cu succes absolut orice mașină, să nu zic electrică, concurează cu succes la look, eficiență și autonomie. Orice mașină, orice sedan mediu sau executiv din zona mașinilor termice, nu are rost să o comparăm cu mașinile electrice, pentru că sincer este altceva. Hyundai Ioniq 6, o mașină pe care o conduc și pe care sincer aș lua-o acasă. Transportatorii sunt obligați să aplice noua directivă UE de înverzire a flotelor. Comisia Europeană cere tot mai multe camioane electrice pe drumuri, dar costurile pentru a implementa aceste cerințe sunt imense. Comisia Europeană consideră că flotele corporative pentru vehicule ușoare și grele au un parcurs anual ridicat și o rată rapidă de înnoire a vehiculelor. Prin urmare, acestea pot fi potrivite pentru accelerarea tranziției către mobilitatea cu emisii zero. Acțiunile posibile pentru accelerarea acestei adoptări ar putea completa implementarea regulilor existente privind emisiile în transportul rutier. Ca parte a inițiativei de ecologizare a flotelor corporative, Comisia Europeană caută contribuții din partea părților interesate, inclusiv din partea orașelor și regiunilor, pe măsură ce dezvoltă și rafinează această inițiativă. Europa și-a asumat niște ținte extrem de ambițioase în ceea ce privește decarbonizarea. Știm cu toții că până în 2050 Europa vrea să fie neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon, iar industria transportului rutier trebuie să ia o serie de măsuri extrem de serioase, cu impact considerabil asupra activității. La nivelul Uniunii Internaționale a Transportului Rutier, organizație în care și noi UNTR facem parte, există o cartă a decarbonizării, Green Compact, prin care industria transportului rutier la nivel global, industria comercială a transportului de mărfuri și persoane, își asumă și își dorește să meargă spre decarbonizare, dar să meargă spre decarbonizare într-un mod inteligent, utilizând resursele disponibile în fiecare zonă geografică și cele care sunt mai potrivite pentru fiecare țară și regiune din lume. Credem că nu există așa un glonț de argint magic, o singură soluție pentru toată lumea din toate părțile lumii care să rezolve toate aceste probleme de decarbonizare. Multe dintre aceste soluții sunt la îndemâna noastră astăzi și dacă vorbim de acest Green Compact, aș vrea să spun că are 5 elemente principale, elemente care, dacă ne uităm la ele, putem să le aplicăm și noi în România chiar și astăzi. Un alt element este cel legat de o creștere sporită a logisticii, să avem o logistică cât mai eficientă. Aici vorbim de la utilizarea vehiculor de capacitate mare. Știm că la nivel european există mai multe concepte prin care vehicule ecotrac sau modulare, cum le zicem, pot să care mai multă marfă. Practic două vehicule modulare pot să care marfa din trei vehicule standard la nivel european, ceea ce ar duce la o reducere, ceea ce ar conduce la o reducere considerabilă a emisiilor de dioxid de carbon. Dacă ne uităm la a treia componentă, vorbim de vehicule cât mai eficiente. Aici sunt elemente de aerodinamică, sunt anvelope cu rezistență redusă la înaintare și orice altă tehnologie care poate să contribuie la îmbunătățirea eficienței energetice și la reducerea emisiilor de carbon. Și nu în ultimul rând, trebuie să ne uităm la instruirea conducătorilor auto și la creșterea eficienței acestora în conducerea vehiculelor comerciale,
prin eco-driving, instruire pentru a conduce cât mai ecologic un vehicul comercial, ceea ce poate să aibă iarăși un impact semnificativ de 10-15% în ceea ce privește reducerea emisiilor de carbon. Trebuie să ținem cont de situația specifică a industriei transporturilor din România și aici ne uităm la faptul că dacă vechimea parcului de camioane care operează transport internațional nu este undeva între 5 și 6 ani vechime, vechimea parcului național este de peste 15 ani. Trebuie mare atenție pentru că dacă ne uităm la costurile care sunt astăzi în piață pentru astfel de vehicule, ne uităm că un vehicul de 5 ani vechime, vorbind de cele standard de 40 de tone, valorează 20-30 de mii de euro, piața la mâna a doua, maxim 40 de mii, dar unul singur nou e în jur de 360 de mii de euro. Practic, dacă pun 9 vehicule de 20 de mii de euro, 180 de mii și mai cumpăr unul care îmi triplează practic valoarea flotei. O abordare care este clar imposibilă prin prisma operatorilor de transport din România și cred că n-ar trebui să ajungem să ne fim izbiți de această realitate. Personal, cred că de data asta s-a mers un pic prea departe din partea reglementatorilor, care dincolo de această ambiție de a fi carbon neutral până în 2050, vin și spun și cum să ajungi acolo. Practic îți cer un fel de mâncare, dar îți spun și din ce ingrediente. Ori, cred că n-ar trebui să existe aceste limitări, ar trebui să existe doar ținta și practic să existe libertate la nivelul producătorilor și a utilizatorilor să-și aleagă tehnologiile care li se potrivesc cel mai bine, funcție de nevoile clienților lor, astfel încât să atingă aceste obiective. Altfel, cred că ne vom confrunta cu niște situații extrem de delicate, atât la nivelul utilizatorilor, industria transporturilor rutiere și în România și la nivel european, cu situații delicate și pentru industria producătorilor. Imaginați-vă că se vor pregăti să construiască mai multe vehicule electrice și piața va cere în continuare motoare cu ardere internă sau politicienii își vor revizita nivelul de ambiție al proiectelor care există astăzi. Și de asemenea, bineînțeles, reglementatorii trebuie să aibă în vedere și contribuții de natură financiară care să permită stimularea achizițiilor de astfel de flote ecologice în ceea ce privește vehicule comerciale. La nivel european sunt 10.000 de vehicule comerciale electrice dintr-un parc total de aproape 10 milioane. Nu e o cifră impresionantă. E un loc considerabil de a fi umplut, însă credem că tehnologia trebuie să fie, sau reglementatorul trebuie să fie neutru în ceea ce privește tehnologiile care pot să conducă la obținerea țintelor asumate. Pentru implementarea acestor deziderate, transportatorii români trebuie să ajutați atât prin aplicarea de subvenții, dar și printr-o legislație mai permisivă față de toate vehiculele cu sisteme de propulsie alternativă. În emisiunea următoare testăm Suzuki Acros, dar și vedem o nouă utilitară electrică, Iveco E-Daily.